ocupă de business development, marketing, communication, dar da, cum se vede, toate sunt foarte apropiate și multe comunicare între fiecare dintre oamenii de la noi. Și muzica funcționează de regulă mai tare. Da, da, da. Sunt foarte multe moduri de a privi blockchain-ul. Sunt, eu îmi plins pe ideea de ca un fel de... este rețea, dar mai degrabă cred că paralela este, foarte mult fac paralela cu baze de date. Mie îmi place mult mai mult poate paralela cu, să zicem, un computer distribuit care poate să facă mult mai multe lucruri. Bazele de date au, să zic, au această caracteristică de a stoca datele, dar este mai mult decât a stoca date, pentru că acolo există blockchain în spate, poate să aibă și cod, poate să aibă foarte multă logică ce se întâmplă când trimit și poate să transfere valoare, poate să transfere niște lucruri între diferite entități, oameni, persoane, instituții, bănci, companii, iar acea valoare poate să fie, culmea, monede sau criptomonede sau chestii digitale, dar poate să fie orice altceva. Și ce poate și ce mai important este că nu ai nevoie de un intermediar. Codul sursă sau tot ce este acolo este cel care, să zic, guvernează legile sau în care funcționează aceste lucruri, fără ca cineva să poată să intervină sau să nu știe exact cum se întâmplă lucrul ăsta sau să existe acel arbitru sau arbitraj, cum este, să zic, când ne uităm în afara blockchain-ului. Și aici, în partea stângă, inherentul rețelei, cum zicea Lucian, cumva încercăm să monitorizăm că toate nodurile sunt la același nivel în blockchain și au exact aceleași nonsuri. Nonsuri sunt numerele de ordine ale blocurilor. În momentul în care se desincronizează unele noduri, deja începem să vedem pe graficele astea că alte linii în plus față de ce vedem acum. Aici vedem hit rate-ul pe fiecare shard în parte. În general trebuie să fie cât mai aproape de 100%. Aici deocamdată avem 100% sau aproape 100%. Aici conexiunile între noduri. Câte conexiuni are fiecare nod. Range-ul e cam între 30 și ceva și 50 de conexiuni. În 2017, când am început să povestesc cu Benjamin, mi-am dat seama destul de repede, știam despre blockchain și eram deja, să zic, atras de tehnologie, în primul rând. Dar imediat am retrăit ce am simțit, să zic, cu aproape 15 ani în urmă, când am început eu, să zic, primul startup, undeva în anii 2000. Și atunci, să spun, era o tehnologie nouă care se numea internet. În România lucrurile erau foarte la început și în restul lumii internet era foarte la început. 2001 era chiar un an în care multe companii se opriseră să mai construiască pe internet. Era imediat după acel crash.com și totuși, la fel cum după acest crash.com, multe companii care au început înainte de anii 2000 sau după anii 2000 au rămas și astăzi avem Google, Amazon și multe alte companii. La fel simt că și blockchain-ul este pe cale să... este o evoluție pe de altă parte a unor tehnologii care au început de mai bine câțiva zeci de ani de zile, fie că este vorba despre calculatoare, personal computer sau internet, care va revoluționa multe alte, să zic, domenii, poate cel mai evident în zona de blockchain și care se vorbește cel mai mult acum este vorba de acest sistemul financiar, care e clar că poate să devină mult mai smart. Și aici poate o altă paralelă este la fel cum am avut telefoanele pe vremuri care au devenit smartphones, la fel cum am avut cărțile pe vremuri și acum citim foarte mult e-book-uri sau cărți digitale. La fel cred că sistemul financiar la rândul lui trebuie să evolueze și blockchain-ul poate să fie o parte foarte importantă din tehnologia pe care se poate reconstrui lucruri, sistemul acesta financiar. Tehnologia are darul ăsta de a începe, să zicem, să fim reticenți la început, poate cum am fost cu multe alte tehnologii și într-un timp relativ foarte scurt, de fapt, să penetreze o masă incredibil de mare. Iar blockchain-ul are, să zic, această caracteristică, teoretic, el în momentul în care va deveni parte din
acest sistem nou financiar și tot ce înseamnă internetul, el teoretic va ajunge să fie invizibil. În momentul când se maturizează suficient de mult, nu va mai conta care este tehnologia din spate. La fel când acum, nu știu, deschizi o tabletă sau un smartphone, noi nu știm neapărat ce tehnologie este în spate, cum se încarcă un site web, cum să trimiți un mail, care sunt protocoalele prin care un e-mail ajunge la cineva. La fel, cred că blockchain-ul va ajunge să fie folosit foarte multe domenii și noi nici măcar să nu știm acest lucru. Și atunci, păstrând paralela asta sau sistemul asta de umbrelă, da, cred că într-un timp mai relativ scurt lucrurile acestea se va întâmpla.